Conducerea Universității de Vest Vasile Goldiș prin profesor universitar dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul universității, și profesor universitar dr. Aurel Ardelean, președintele universității, prorector, decani, cadre didactice, au participat la deschiderea noului an școlar din cadrul celor mai renumite colegii și licee din Arad. Colegiul Național Moise Nicoară, Colegiul Național Preparandea Dimitrie Țichindeal, Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Colegiul Adam Müller Gutenbrunn, Liceul de Artă Sabin Drăgoi, Colegiul Economic și Colegiul Particular Vasile Goldiș. În cadrul deschiderii anului școlar, reprezentanții Universității de Vest Vasile Goldiș au subliniat parteneriatul dintre universități, autorități locale și județene, Inspectoratul Școlar Județean, colegiile și liceele arădene. Iată-ne într-o nouă zi frumoasă de septembrie, la începutul unui nou an școlar. Pentru noi, dascălii, această zi are o semnătate specială, pentru că întâlnim noile generații. Însă pentru copiii pe care avem astăzi în fața noastră aici, pentru boboceii noștri de astăzi, poate că este cea mai importantă zi din viața lor de elev. Și sunt convins că au pășit cu bine în clădirea Colegiului Național Preparandea Dimitrie Țichindeal, pentru că tradiția pe care școala noastră o are îi asigură pe părinți că acești copii vor primi o educație de calitate. Vreau să vă spun câteva cuvinte din suflet, pentru că și copilul meu este aici alături de voi, pentru că suntem foști absolvenți ai Colegiului Național Preparandia. Este o mândrie să fii elev la Colegiul Național, este o mândrie să fii profesor la Colegiul Național și vreau să vă salut pe toți, să vă îmbrățișez și să vă asigur de toată considerația și admirația Inspectoratului Școlar Județean Arad, a colegilor din învățământul universitar și preuniversitar în același timp. Și vreau să vă asigur că oricine va fi la cârma conducerii învățământului arădean, cei care au fost și cei care urmează să fie, obiectivul nostru principal vor fi elevii, pentru că învățarea este centrată pe elevi. Este o zi superbă astăzi, o zi în care ne întoarcem dintr-o lungă și bine meritată vacanță, în care sperăm cu toții de la mic la mare că v-ați încărcat bateriile și reveniți cu forțe proaspete pentru un nou an plin de cunoaștere, plin de multe lucruri bune și plin de aventura care sigur vă vor oferi colegii noștri din învățământul preuniversitar. Vă doresc, dragi copii, să vă deschideți mintea și sufletul către adevăr, către cunoaștere și să fiți îndrumați la fel ca și până acum de colegii noștri excepționali, domnii profesori ai Colegiului Național Preparandia, cărora le urez un an la fel de bun, cu multă sănătate și putere de muncă și înțelepciune și imaginație în a vă deschide aceste drumuri, iar părinților să se bucure de voi și cu toată încrederea și cu tot ajutorul lui Dumnezeu să porniți în acest an, să vă deschideți către adevăr, către dreptate și către cunoaștere. Un an bun tuturor! Orice început e un moment de speranță, e un pas înainte care în general generează progres. Dincolo de momentul reîntâlnirii, dincolo de poveștile de vacanță și amintirile de vacanță, mi-aș permite ca fost elev a acestui liceu să vă spun ceva. Va veni o zi când nu veți mai fi obligați la deschidere să fiți aici. Veți avea alte și alte și alte obligații. Atunci și în anii care vor urma veți înțelege mai mult și veți constata ce a însemnat pentru voi Moise Nicoară. De aceea, fiți mândri de această școală, duceți-i mai departe renumele și păstrați-vă întotdeauna entuziasmul. Mult succes, Doamne ajută! O școală care a generat lideri importanți nu poate să nu genereze și mai departe. Și de aceea vă spun astăzi, când sunt în fața dumneavoastră, că sunt conștient că aici sunt viitorii lideri care vor conduce județul Arad și, de ce nu, România. Pentru asta vreau să vă dau un simplu mesaj ca președinte al Consiliului Județean. Dragi copii, învățați, bucurați-vă de oportunitățile pe care le aveți, pe care alți copii ar vrea să le aibă, de acești dascăli minunați care au reușit să vă ceară rigoare, disciplină, seriozitate
și așa ați putut să obțineți rezultatele pe care le aveți, de această administrație care a investit și a adus aici milioane de euro pentru ca dumneavoastră să aveți o bază materială unde să aveți toate condițiile pentru a avea performanțe, de acești minunați părinți care fac sacrificii și care fac tot ceea ce pot ca dumneavoastră să reușiți în viață și vă asigur că veți avea sprijinul nostru al autorităților locale în tot ceea ce înseamnă activitatea dumneavoastră zilnică. În urmă cu 64 de ani eram tot în același careu, ne numeam atunci Liceul de Băieți din Arad. Directorul liceului, tovarășul din acea vreme, ne transmitea un salut pe vremea aceea de altă natură. Eram mai puțin, eram 20% din cât sunteți dumneavoastră acum, fiindcă în Arad existau numai 4 licee. Liceul de Băieți Arad, Liceul de Fete, Liceul Metalurgic, Liceul Financiar. Astăzi am evoluat foarte mult în această privință, iar dragostea de învățătură, de pregătire, este vădită pentru noua generație care pășește spre cunoaștere. Din partea Universității de Vest, Vasile Goldiș, a Senatului acestei universități, a doamnei rector, a mea personal ca rector fondator și președinte actual al universității, dorim să dăm o apreciere înaltă învățământului de la liceul dumneavoastră și sistemului de educație care v-au propulsat ca un liceu de onoare, un liceu de cinste mare, apreciat atât în țară cât și peste hotare. Ca semn de omagere a profesorilor, a elevilor, a părinților care își dau copii la acest liceu, Senatul Universității de Vest, Vasile Goldiș, dorește să decerneze cea mai înaltă distinție a universității noastre, doamnei director Achim, care cunoaște a meritelor acestui liceu în pregătirea generației actuale și viitoare. Racheta de aur, Vasile Goldiș, cinstește memoria celui care a fost elev al acestui liceu, acelui care a militat pentru introducerea învățământului românesc în Arad, cel care a luptat pentru o universitate română în Transilvania. Astăzi avem aceste două universități prietene și vecine care cinstesc amintirea marelui luptător pentru limba română și pentru înfăptuirea celui mai important act al istoriei românilor, unirea provinciilor românești într-un stat unitar ce vom sărbători anul viitor. Vă dorim succes! Un succes care să menține valorile, care să genereze noi energii pentru actuale elevi, pentru colegii mei care unii dintre ei predau la universitate prezența aici, să fericit părinții care și-au dat copiii la această unitate de învățământ, să dorim corpului didactic o educație de înaltă ținută academică și științifică. La mulți ani, liceul Voiță Nicoară. Succes în noul an care vă așteaptă. Mulțumesc conducerii Universității Vasile Goldiș
și sunt onorată ca tocmai eu să primesc acest simbol al recunoașterii performanței la Colegiul Național Moise Nicoară. Evident, acest simbol celebrează talentul, pasiunea și performanța acestui liceu, nu al unei persoane, ci al întregului colectiv de profesori și, bineînțeles, al elevilor noștri. Începutul acesta înseamnă, dragi copii, și o promisiune. O promisiune de muncă, fiindcă noi nu venim aici nici la amuzament, nici la distracție, iar discuțiile private și amintirile de vacanță se vor putea desfășura pentru că va fi suficient timp pentru asta. Eu zic să păstrăm un moment de reflecție sau să ne gândim puțin la faptul că avem o misiune. Ne-am întâlnit aici ca să marcăm un început al muncii. Și voi, sprijiniți de profesori și de părinți, veți avea o mare datorie. În primul rând, aceea de a vă dezvolta. Și când spun dezvolta, înseamnă dezvoltare personală, îmi spun achiziție de competențe și nu este puțin lucru, nu sunt doar așa cuvinte în vânt. Voi veniți la școală pentru că odată trebuie, nu se poate, viața omului nu poate fi concepută în afara școlii. Și dacă vă montați pozitiv în mintea voastră că de fapt faptul că veniți aici vă va ajuta în viață, nu pentru mâine, nu pentru poimâine, ci pentru a deveni oameni așa cum sunt profesorii voștri, cum sunt părinții voștri. Spune latinul non scole, sed vitae discimus. Voi nu învățați pentru școală, nu învățați decât pentru viață. La asta trebuie să vă gândiți mereu. Și viața se schimbă, școala se schimbă, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Ar trebui să ne gândim că, dincolo de toate, avem datoria ca mâine noi, adică voi să fiți suportul a ceea ce înseamnă țara asta în care trăim. Fiindcă fără oameni educați, fără competență și fără valoare, țara asta o să fie zero. Deci ne gândim fiecare dintre noi sau să vă gândiți fiecare dintre voi la voi înșivă, dar în același timp să poate să vă gândiți că aveți o datorie pentru cei care vă vor urma la un moment dat să le transmiteți și voi și ceea ce duceți mai departe nu are voie să fie nici puțin, nici mediocru. Voi trebuie să fiți buni și cei mai buni. Și faptul că ați venit la Ghiba Birta înseamnă și acest lucru. Gândiți-vă pentru viitor. Un moment frumos pentru fiecare și o zi frumoasă. Vă pot spune că dimineața mama s-a trezit prima să fie sigură că nepoata ei va fi pregătită pentru școală. Fiica mea a fost a doua care s-a trezit și, evident, cu emoții am deschis anul școlar la școala unde activează fiica mea. Și mi-am dat seama ce emoții au copiii, mult mai mari decât părinții. Și bucuria, revederii a fost foarte mare. N-am putut să iau pe fiica mea din grupul de prieteni pentru că își povesteau lucruri despre vacanță, sigur pe care le veți spune și dumneavoastră. De aceea vă urez un an școlar plăcut, cu multe realizări și să țineți din darul acestei frumoase școli. Mult succes! Nu o să putem să mințim și să spunem că e un moment de maximă relaxare și de bucurie întru totul. Cu toții suntem oarecum triști că ne întoarcem din vacanță, dar care doamne dintre popoare a evoluat vreodată în momentele de bunăstare? Momentele acestea de întoarcere, de realism, sunt momentele care duc popoarele mai departe. Ca reprezentant al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, aduc în fața dumneavoastră cuvântul conducerii universității noastre, în mod punctual al doamnei rector, profesor Coralia Cotoraci, care vă îndeamnă
să faceți un pas mai departe ca fii ai lui Dumnezeu, să evoluați, să ascultați de profesorii dumneavoastră și să vă simțiți acasă. Pentru că colegiul Elena Chiba Birta din Arad a știut întotdeauna să decripteze sintagma aceasta a fi acasă. Eu personal vă îndemn la un singur lucru. Acela care mi-aduce aminte de cea mai bună perioadă din istoria României, perioada interbelică. Și tocmai ca și marele istoric Nicolae Iorga, v-aș dori să simțiți că fiecare dintre dumneavoastră vă sunteți propriul profesor. Ca și metaforă, vă îndrept la realism și la responsabilitate pentru anul care va urma cu bune și cu greu. Vă mulțumesc! De asemenea, la începutul unui nou an școlar, anul școlar 2017-2018, un reper important al existenței noastre, atât pentru elevi cât și pentru profesori, este ziua în care ne întoarcem la școală pentru a porni împreună pe drumul cunoașterii. În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi. Vă lărgiți orizontul cunoașterii, învățați să descoperiți lumea din jur, dar și să priviți în voi înșivă, pentru a înțelege ce anume vă doriți în viață și cum să obțineți lucrurile dorite. Este necesar să conștientizați că trebuie să învățați nu numai pentru note, ci mai ales pentru că cele dobândite acum vă vor fi de folos mai târziu, iar noi, profesorii, vă vom fi alături în calitate de îndrumători și prieteni la care puteți apela ori de câte ori aveți nevoie. Dorința noastră este să vă păstrăm în suflet respectul pentru valorile umane fundamentale, precum binele, adevărul și frumosul, să vă cultivăm încrederea în voi înșivă și simțul responsabilității. Școala în care învățați sau veți învăța de azi înainte este una de prestigiu, iar a fi elev la Colegiul Economic din Arad este în același timp o onoare, dar și o mare responsabilitate. Onoarea de a fi printre cei buni și responsabilitatea de a fi la înălțimea așteptărilor și de a duce mai departe renumele liceului nostru, ceea ce nu mă îndoiesc că veți face fiecare dintre voi. Permisiunea dumneavoastră să transmit salutul doamnei rector, profesor Popor Curălia Primoraci. În sensul specialități, stimate cadre didactice, dragi părinți, dragi elevi. Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru toți cei prezenți. Prima zi de școală pentru toți, o revenire a unora dintre voi spre școală după o bine meritată vacanță, o reîntoarcere a tascările voștri, cei care încearcă în timpul verii să-și refacă energiile pentru a fi la fel de aproape, la fel de bun și pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Dragi elevi, viitorul nostru depinde de voi, de copii sănătoși și bine educați, de copii care poartă în ei marea și inegalabilă demnitate de fii al lui Dumnezeu și de creaturi minunate menite să asigure fericirea omenirii. Trebuie să știți că sunteți importanți atât pentru familiile voastre, cât și pentru societate. Fiți concentrați, plini de speranță și nu uitați nicio clipă că învățătorii vă deschid ușa, însă numai voi puteți trece dincolo de ea. Fie ca noul an școlar să însemne atât pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, cât și pentru copii și părinți, bucurii, satisfacții și numai împliniri. Dragi părinți, dragi cadre didactice, în încheiere, vă urez tuturor un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm cu toții, putere de muncă și multă sănătate. Semnează profesor doctor Coralia Cotăvă.